Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou unboxing. De această dată o să facem un unboxing la Mavic Mini de la DJI, o dronă foarte, foarte accesibilă și pentru prețul ăsta are foarte multă tehnologie în ea, o să vedem. Astăzi o să o scoatem și afară. Este o vreme relativ bună, este cam înorat afară, dar o să vedem care cum e treaba dacă ne descurcăm. Haideți să trecem la unboxing. Nu uitați, dacă mai vreți să mai vedeți unboxing-uri pe canal, să dați acum pe butonul de like, să strângem la acest clip peste 1000 de like-uri ca să continuăm seria noastră de unboxing, pentru că știu că este apreciat destul de mult. Și haideți să-i dăm drumul. Deja pe cutie putem vedea drona, putem vedea telecomanda și putem vedea și că are o greutate de 249 de grame, care nu ai nevoie să o înregistrezi, să o înmatriculezi, să ai permise pentru ea. Ideea e că această dronă este cea mai ușoară dronă de la DJI și profesională în același timp. Sunt foarte excited să o testez pentru că este prima mea dronă și o să fie foarte interesant. Eu nu am experiențe cu dronele, dar să vedem dacă ne descurcăm sau nu. Haideți să tăiem asta așa ușor. Să desfacem acum. Scoatem țipla. Țipla asta, boom. Gata, guys. Am tăiat și pe aici puțin, nici nu cred că se mai vede. Anyway, deci hai să vedem unde se deschide treaba asta. Am scos apțipildul și acum hai să ne guse. Oh, shit, tocmai n-am scos-o prea bine. Da, deci asta este drona, mamă, ce miros a venit așa direct. Deci asta este drona, hai să o scoatem. Uitați cât de mică este, doamne, deci e extrem de mică. Avem aici camera care stă și pe un gimbal. Hai să o și deschidem pentru prima dată. Bum, primul picior. Bum, al doilea picior. A căzut ceva din ea. A căzut un sticker, cred că deja am rupt-o. Hai să desfacem acum piciorușul, care se desface în jos. Bum. Hai să mai desfacem și celălalt picioruș. Bum. Deci cam așa arată drona, guys. Cam așa arată drona. Cu elicile, cu tot. Aici avem bateria, aici avem doi senzori care o să ne indice cât de departe este de sol, ca să nu cumva să aterizeze prea brusc. Are o grămadă de tehnologie în ea. Focus? Are o grămadă de tehnologie în ea drona, este foarte, foarte smart și foarte mișto, pentru că ăștia de la DJI fac numai drone bune, știți deja treaba asta. Mai avem telecomanda. Hai să facem foarte premium așa, material drăguț. Telecomanda, cam așa arată telecomanda. Nu este deschisă momentan, o să deschidem, uite așa. Tragem de treaba asta sau nu tragem de treaba asta? Ba da, tragem de treaba asta. Bum, tragem de asta, tragem de asta. Aici avem antenele. Bum, antenă, bum, o antenă. Frumos, cam așa arată telecomanda. Aici o să vină telefonul și altceva ce mai avem în pachet. Ia să ne uităm noi pe aici. Văd că mai avem ceva. Primul cablu. Avem conector USB, micro USB. Asta este pentru încărcare, 100%. Avem o elice de rezervă împreună cu șuruburi. Și aici avem cei trei conectori de care v-am spus, pentru fiecare intrare de telefon, iPhone, Lightning. Iar acesta este de Type-C, practic. O să facem un mic 360 la dronă, cam așa arată. Vedem aici că scrie deja 249 Ultra Light. Scrie Mavic Mini pe piciorușul ăsta, super drăguț. Să vrească să scot toate stickerele de pe ea înainte să zburăm. Aici avem un sticker care ne învață cum să scoatem bateria. Hai să vedem câtă baterie are, ia să vedem noi. Dacă apăsăm pe butonul ăsta, nu pornește deloc. Apare nu are deloc baterie. Cam așa arată o baterie. Vedeți? Asta este o baterie care ne dă dreptul să zburăm. DJI spune că putem zbura cu această baterie 30 de minute pentru că este foarte ușoară și avem o autonomie foarte bună. Dar eu aș zice vreo 27, ca să fim, mai lăsăm noi de la noi. Și hai să testăm noi acum în parc cum zboară nebunia asta. Primul meu zbor cu drona. Hai să vedem cum iese. Tocmai ce am ajuns în Iore, bate puțin vântul, sper să nu fie o problemă, temperatura e mâh-mâh,
dar na, ce zicem, e toamnă totuși. Acum tocmai ce am descărcat aplicația de la DJI pe telefon, cam așa arată setup-ul de la telecomandă. E destul de ok. Drona este pregătită, trebuie să iau aplicația acum și să urmăresc toți pașii din aplicație. Deci am făcut contul și acum Andrei mi-a băgat să găsim un loc bun de decolare. Locul nostru arată destul de ok, adică nu avem copaci, este un loc deschis și nu bate vântul, ar trebui să fie destul de ok. Avem tot ce ne trebuie. Vedem că trebuie să fie tot încărcat. Așa le deschidem. Am deja un card băgat, exact de la Samsung. Avem deja și cablul băgat, totul este ok. O să mă uit la toate treburile astea ca să nu cumva să am probleme. E foarte important pentru că nu vrem să deja să distrugem această dronă. Așteptăm să fac update-ul în momentul de față. O grămadă de proceduri înainte de decolare, pentru că na, trebuie totul să fie în siguranță. După niște probleme tehnice, a trebuit să așteptăm destul de mult ca să mi se încarce telecomanda, pentru că nu poți face un update de software dacă bateria de la telecomanda are sub 30%. Așa că a trebuit să așteptăm să încarce telecomanda, mai puțin și a pune soarele, așa că o să fie o lumină destul de nașpa, s-ar putea să vadă destul de nașpa din dronă, dar o să vedem cum ne descurcăm. În momentul de față se caută, s-a conectat. Beginner flight tutorial. Deci deja ne-a băgat în tutorial, aproximativ 10 minute. Take off and open. Perform a safety check before you fly. Ok, ensure the propellers are installed correctly and free of the damage. Ensure the aircraft is placed with the rear side facing you. Deci trebuie să fie cu spatele la noi. Spatele la noi, n-auzi, nu? Așa, aia zic. Deci cu spatele la noi, propellerele sunt bine puse, zic. Ia să vedem ce mai aici. Remote controller check. Sunt bine puse, poziționate astea, sper. Start auto check. Enable to take off, tap to view eye. Ce s-a întâmplat, măi? De ce nu putem să decolăm? Enable to take off, follow some screen props, ok. No, ok, suntem pre-flight check, suntem normal. Continue flight confirmation check, I agree and assume full orbit for... Ok, confirm. Haideți să decolăm acum. Deci chiar decolăm. Check aircraft status before taking off. E ok. Nu cred ce bine stă. Ia să ne uităm aici. Hai să începem să și filmăm. Cred că ar fi o idee destul de bună. Dăm aici video. O să vreau să filmăm 1080p, 60fps. Uite că mă învață. Deci dau cu ăsta în sus ca să decoleze mai ușor. Ia uite. S-a dus. Hai să-i dăm să filmăm. În momentul de față filmăm. Uite, ne învață, în momentul de față avem un tutorial care ne învață cum să zburăm. Fly forward. E foarte stabilă, deci e foarte stabilă, nu vine să crezi. Și e puțin vânt, deci chiar e puțin vânt. Și mă așteptam să nu fie. Uite și acum bate vântul rău, cred că se aude și pe filmare, dar nu are nicio problemă. Hai să lăsăm aici mult jos. Frumos. Translate left. Dreapta. Hai să ne ducem sus. Dăm în sus. Deci am pune să o aduc acasă, pentru că suntem încă în tutorial. Dar hai să o ducem mai sus. Noi o să o ducem puțin mai sus. A, gata, mă! Gata! Mi-am dat seama cum să... Avem o rotiță. Hai să vă arăt. Rotița asta ne arată cum să se uită la noi. Deci dacă învârtim de asta, vedeți, se uită în sus sau în jos. Și unul de față se uită la noi. Forță! Deci chiar forță. Mai avem încă 72% baterie. Hai să ne mai plimbăm puțin mai departe de data asta. Hai să facem o mică plimbare. Avem deja baterie oricum destul de multă, adică rezistă. Pentru primul zbor eu zic că mă descurc destul de bine. Ce părere aveți? Spuneți în comentarii ce părere aveți. E primul meu zbor cu o dronă și nu exagerez. Prima de când pun mâna pe controllerul ăsta, cred că mă descurc destul de bine. Ia să vedem ce mai avem noi prin jur. Ia uite, park click-ul.
Frumos, sunt curios să văd când ajung acasă cât de bine se văd imaginile. Să spuneți în comentarii ce părere aveți de cum se văd imaginile. Mi se pare destul de nice. Păsări pe lângă aia. Bă, sper să nu se bage vreo pasăre pe lângă. Atât îmi trebuie. Uite. Să-l iei de mână. Da. Pa. Ia uite unul acum, ne vedem noi acolo mici. Departe, așa. Super, frate. Spuneți în comentarii, dați un like neapărat la vlogul ăsta. Deci e unul dintre unboxing-urile și review-urile cele mai șmichere de pe canal. Sincer, mie îmi place foarte, foarte mult. Și o să apară niște vloguri super mișto cu drona asta. Mamă, minune, uite câți pescăruși sunt. Ce să ia, pescăruși? Cred că da. Avem 70 de metri altitudine. Mamă, dar era una înălțime mare. Luați-ne ceva altitudine. Parcă văd că mi-e în cap. Bă, nu eram departe. Da, deci cam așa se vede. Băi, ce tare. Momentan nu prea pot să-mi dau seama cât de bine se vede. Deci chiar nu prea pot să-mi dau seama cam cât de bine se vede pe dronă. Mai avem 36% baterie, filmă de 13 minute. Autonomia este afectată și de faptul că este foarte frig afară. Deci mi-am înghețat mâinile, nu știu câte grade sunt, cred că sunt vreo 10 grade. E foarte frig. Nici nu știu unde să mă uit ca să vorbesc. Cred că mai bine m-aș uita acolo, nu-i așa? Da. Anyway, hai să mai facem cu o șmechire de genul. Boom! Hai să ne întoarcem acum. Hai că să ne întoarcem cu ea, Miruna. Deja am ajuns în low battery, mai avem 18% baterie. Ne-a ajuns cu zborul pe ziua de azi. Da, foarte. Bună! Da, cred că o să audă bipăitul din păcate, dar cam atât a fost cu acest vlog, guys. Sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți de drona asta de 1800 de lei la momentul în care filmez eu acum. Probabil o să fie și la reducere în curând. Toți aud de bipăitul ăsta, dar n-am ce-i face. Eu am fost Andrei Altru de Miruna. Sper că v-a plăcut acest unboxing slash review la această dronă minunată Mavic Mini. Nu uitați să dați pe acolo pe butonul de like, subscribe și clopoțel și pe la întrebare v-am salutat. Bye, bye!